Pentru Capricorn, ies la lumină preocupări, în primul rând, ce țin de resurse materiale, bunuri. Concentrarea de energie se face pe idei progresiste, schimbări sociale, idealuri revoluționare, gândire liberă, idealuri. 29 octombrie este o dată când apare o deschidere pentru schimbări, pentru transformări, pentru a utiliza banii celuilalt. Ies poate la lumină și datorii. Este favorizată și gelozia, pesimismul, însingurarea. Pluton este într-o casă a personalității voastre, este în peregrinaj și vă susține în a arăta putere, dorința de ascensiune, dar și regenerarea, transformarea, pentru că asta înseamnă Pluto. Pluto este legat în general de corporații, de politică, de economie, de finanță, de bănci. Este în casa personalității și este în sextil cu Neptun. E vorba de un Neptun pe o casă unde aveți comunicarea cu cei apropiați, călătoriile scurte și tot acest sextil vă susține în a arăta deci mai multă sensibilitate, în a avea dorințe neclare. Poate să apară în sinea voastră revolta socială, dar și dorința mai puternică de cunoaștere filozofică.